autoritățile din Târgu Jiu au finalizat proiectul pentru construirea pasajelor subterane din centrul orașului. Pentru fluidizarea traficului în oraș, angajații primăriei vor depune pentru finanțare europeană un proiect pentru realizarea a 3 pasaje pietonale subterane. Acestea vor fi în zona Piața Centrală, magazinul Parâng și Colegiul Tudor Vladimirescu. Investiția de câteva milioane de euro va conduce la fluidizarea traficului și siguranța pietonilor care vor traversa doar prin pasaje.